Salutare și bine v-am regăsit! Asta o să fie ultimul video de la recoltat de grâu, pentru că suntem în ultima zi de recoltat de grâu. E chiar ultima zi la grâu. Mai am câteva parcelucă micuțe, numai că e mult de plimbat. E multă plimbare, nu e altceva, dar acum repede agățăm header-ul. Aici avem o parcelă a cuiva recoltată și putem agăța una, două, fără probleme. Și mergem la parcelă, hai că ne dăm jos rapid să-l agățăm. Gata, l-am agățat, acum mergem la parcelă. Am și ajuns la parcelă, vedeți că nu durează mult, suntem aproape. Nimic nu mai merg rău. Se pare că avem o mică defecțiune. Mica defecțiune, merg să vedem ce putem face. Pare că asta nu vrea să mă largă combina. Am toți senzori la rând. Thank you.
gata, am rezolvat și problema. Mi-am sunat și mecanicul, săracul era pe undeva pe sub un tractor. Până am găsit el soluția, eu deja i-am dat de cap. Am reușit, o trebuie să recalibrez tot chestia și am recalibrat într-adevăr header-ul. Ca să calibrez, o trebuie să se dezactiveze un sistem de siguranță care l-are combina, ca să-mi permită să pot ridica un pic header-ul, să mișc, adică nu header-ul, rabatorul, să mișc un pic rabatorul și bara de tăiere, că la mine bara de tăiere iese și intră. E vario, extensia de la rapiță o am sub ea. Și după ce le-am mișcat un pic, mi-a dat voie și am început, am făcut calibrare, am calibrat header, rabatorul, bara de tăiere și acum deja se poate lucra. Bă, nu mi-a lăsat nici să pornesc, deci nici să-i dau drumul, măcar la header, deci n-am putut porni deloc masa cum ar veni, că nu m-a lăsat, având eroarea pe ea. Na, bine că am rezolvat-o, hai că deja m-a spăriat că astăzi nu mai tăiem nimic, nu mai terminăm cu grâu. Trebuie să se întâmple și minuni din astea, n-am ce să facem, trebuie să se întâmple câte ceva, până acum am mers, totul a fost bine, n-am avut nici măcar o eroare și uite că în ultima zi, pe ultima sută, nici nu pot să zic că e ultima sută de metri, că nu cred că e ultima sută de metri, pe ultimii 30 de metri, pe ultimii 30 de metri începe să dea erori. Că m-am speriat că mi-a rost ceva șoric, ceva șoarice, m-am speriat că mi-a rost. Trebuie să fac un pic mai curat ceva cablaj, dar se pare că nu a fost din cablaj problema, a fost ceva problemă, nu știu ce să zic, ceva problemă a avut. Cei de noi am făcut de mult o calibrare la header și doar îl agățam și dădeam bătaie, dar înainte la fiecare agățare făceam câte o calibrare. Acum cei drept nu prea am mai făcut treaba asta, așa că poate o să simt și el nevoia de o calibrare. Bă, e bine că s-a rezolvat așa, una, două, fără mari probleme. Dar acum, astăzi, de exemplu, a început să-mi dea și ceva eroare pe senzorul de umiditate. Ceva eroare are și acolo, nu știu ce, dar aia nu mai stau astăzi să o remediez. O să o remediez eu după ce terminăm aici cu totul. O să remediez acel senzor de umiditate. Ceva pe melc îmi dă, pe melcul de la senzorul de umiditate. Există un melc acolo care duce materialul ca să poți să iei umiditatea de la materialul care tot circulă. Dar nu știu care e treaba. Îmi zice că îmi dă tensiune mică pe motorașul de la melc. Acum, exact ce zicea, senzorul de umiditate. Prea mică tensiunea pe circuitul motorașului și nu mai învârte. O să o remediez eu aia, nu e o mare problemă, oricum umiditatea grâu asta nu are mai mult de 10, n-are cum să aibă. La CSH3 deja afară 33 de grade. La CSH avem, n-are cum să aibă umiditate, așa că nu o să stau să umblu la senzorul de umiditate acum și după ce termin o să mă apuc și de senzorul ăla să văd care-i treaba cu el. Probabil sau e posibil să am ceva cablaj roz de șorici. Am parcat combina în altă parte, n-am parcat-o unde o parcam de obicei, am parcat-o în altă parte și se pare că și chiar și furtunul de, cum îi zice, condensul de la climă, știți că curge apa aia de la climă. Bă, chiar și furtunul ăla miroroase, are la mine chiar aici, lângă cum coboră câtul aici jos de la masă, fix aici vine furtunașul respectiv, dar nu credeți că miloros și pe ăla. Bă, deci miloros complet, mă, nu știu ce au avut treabă cu el, așa că e posibil să am și acolo ceva cablaj ros. Rămâne de văzut. Cum am momentan, trebuie să terminăm aici de recoltat, am parceluca asta, mai am acolo o parcelucă și mai am două mai încolo. După cum a zis, trei în altă zonă. Bun, hai că o să ne vedem puțin mai încolo. Cred că la ultima parcelă o să ne vedem. Da, eu zic că la ultima parcelă ne vedem și vedem și o medie cât am obținut eu din cât am tăiat. Să vedem ce medie am scos la greu, deși la greu mințea și un pic cântarul, nu știu ce are. Dar un pic nu chiar arată cum trebuie. La rapid s-a arătat mai bine, la greu în schimb nu prea.
Dar bun, hai că ne vedem din parcela, din ultima parcelă și cu media la greu pe anul ăsta. Am ajuns și la ultima parcelă de greu pe anul ăsta. E o parcelă că nu e așa mare. E cam un hectar aici, la cum văd eu. Băi, nici nu știu ce senzație am, așa că știu că terminăm. Bine, mai am mâine o văz și triticale, că astăzi nu o să mai ajung la ele. Dar mâine mai am niște ovăt și triticale, dar ales maxim 3 ore de lucru. Și nici acolo nu e de lucru, că e mai mult de plimbat, ca și astăzi. Că astăzi am făcut 10 hectare, plus ăsta încă unul cam 11 hectare, toată ziua, pentru că m-am plimbat. De dimineață bună m-am plimbat, pot să vă spun sincer. Descață header-ul, pui el pe căruț, du-te, iar agață, iar descață, iar tot așa. Bă, da, uite-te că am terminat, ne-a ajutat cel din sus fără nicio defecțiune și suntem gata cu păiosele pe anul ăsta. Singura defecțiune ce am observat-o e o curea aici în partea mea stângă, care mi-e destul de crăpată. Dar mi-am comandat cureaua aia în primăvară, că era crăpată și atunci un pic fisurată, dar deja nu mai are. Deci asta e ultima campanie la cureaua respectivă, că nu mai duce. E chiar foarte fisurată. Deci cam asta e toată defecțiunea care am avut-o anul ăsta la campanie. Bă, mă bucur extraordinar de mult că terminăm și noi campania asta cu niciun eveniment. Deci fără niciun eveniment neplăcut. E un lucru minunat să știi că termini o campanie fără să ai probleme. Da, cam așa trebuie să fie fiecare campanie la toată lumea, nu numai la noi neapărat. La toată lumea cam așa trebuie să fie. Să vă zic și o medie, hai că vă zic și o medie, ce medie ne-a ieșit la greu. Hai că vedem aici o medie, acum la 130 de hectare tăiate. E bine, v-am zis că jumătate greu l-am tăiat eu. Avem o medie de 6 tone. Deci, plus că minte cântarul meu un pic, nu știu exact cât, dar știu că minte, nu zice chiar corect cum ar trebui. Așa că eu zic că media acolo între 5,5, media acolo între 5,5 și 6 tone. Deci cam pe acolo ne încadrăm, eu zic că anul ăsta a fost extraordinar, bine, să puteam fi mai bine la greu. Rapița n-am avut ce comenta, rapița a fost chiar bine de tot. La greu, eu nu zic că nu se putea un pic mai bine, dar având în vedere că n-am avut apă, o posteacita care a fost, eu zic că e suficient, e extraordinar de bine și la greu, o fă extraordinar și la rapid. Acum rămâne de văzut la porumb și la floare ce o să fie și la soia. De soia aia tare mă chem chiar și de porumb. Încă floarea s-ar putea să fie ceva din ea. Uite, de exemplu, aici avem floarea noastră. Asta e floarea soarelui a noastră. Asta și asta parcă, sau numai asta, nu mai știu exact. Dar asta știu sigur, dar nu știu dacă și aia. Și mai avem acolo mai jos o parcelă de vreo 6 hectare. Dar eu zic că arată destul de bine. Acum se dezvoltă, care e deja dezvoltat, are pălăria destul de mare. Deci eu zic că suntem destul de bine pe floare unde au răsărit, că avem și vreo 35 de hectare, cam așa, care nu au răsărit. Aia nu a mai răsărit deloc, deci aia nu a răsărit absolut deloc. Aici semănată, e tot, e acolo, încă așa cum e acolo în pământ, cum a fost semănată, de mai bine de o lună și ceva. Cred că deja face 2 luni. Da, aproape 2 luni. Da. Ce să facem, asta este. Deci cam asta a fost și campania de recoltat păioase. O să mai filmez eventual, o să mai pun un videoclip de la triticale. O să fac eventual un videoclip triticale plus ovăz. Și o să pun și de acolo un videoclip. Dar la acest videoclip cam atât o să fie. Așa că până data viitoare nu uita să dai acolo un mare like, să te abonezi, să-ți pornești și clopoțelul și numai bine, rău la nimeni!